O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul Laurențiu Timiș cu mesajul intitulat Trei chemări, inspirat din 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58. Cine se încrede în Domnul, aceștia merg din putere în putere. Ei își înnoiesc puterea, pentru că ceea ce ne face să tragem nădejde este că îndurările Domnului n-au ajuns la capăt și bunătatea Lui nu s-a sfârșit, ci se înnoiesc față de noi în fiecare zi. Amin. 1 Corinteni 15, 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Orice lucru pentru Domnul are răsplată. Amin. Slăviți să fie Domnul. Amin. Frații mei, nu vreau să vă spun întâmplarea care era în urmă cu vreo 25 de ani în Flacăra. Nu știu cât ați avut ziarul Flacăra și Scânteia. Și în ambele ziare, și în special în Scânteia, a apărut un eveniment care s-a petrecut la Lugoj. Eu n-am știut, dar mi-a spus cineva care a avut ziarul. O femeie, la vreo 60 și ceva de ani, stătea cu sora ei, erau două surori și vorbea una cu cealaltă și una dintre ele zice: măi, eu tare aș vrea să văd cum arăt când o să fiu moartă. Și cealaltă îi spune: păi foarte simplu, uite, cumpărăm un sicriu, îl punem în camera mare, tu te pui în el, chemăm fotograful, îți face o poză și te uiți și vezi cum arăți când vei fi moartă, dacă o să depinde de vârsta când o să mori. Și bineînțeles, surorile asta au și făcut, nu erau credincioase, nu nimic, și ele stăteau la etajul întâi. Și au adus un sicriu, l-au pus în camera de zi, sora cea mare s-a pus în sicriu și cealaltă a spus: vină să faci o poză la sora mea. Și asta stătea în sicriu și a venit fotograful și i-a făcut o poză, i-a făcut a doua, i-a făcut a treia și femeia din sicriu se ridică și spune: fă-mi poza, vină mai de aproape. Și în momentul acela fotograful a sărit de pe balcon și a rupt piciorul, pentru că el a crezut că a înviat moarta. Nu era decât un eveniment. Și să înțelegem că în momentele acestea Domnul Iisus Hristos, El are o chemare. Nu aceea: veniți mai aproape, ci Domnul Iisus Hristos are o chemare pentru noi. Veniți, este aici în versetul 28, este chemarea Domnului Iisus Hristos care spune: veniți. Chemarea Mântuitorului, chemările Regiului. Eu aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să vă vorbesc despre cele trei chemări ale Domnului Iisus Hristos, trei chemări ale Fiului lui Dumnezeu care le are pentru noi, pentru tine, dragul meu ascultător, pentru fiecare în parte. Trei chemări ale Domnului Iisus Hristos. Chemarea este personală, chemarea Domnului Iisus Hristos este puternică, are forța aceea care te cheamă, te atrage, te cheamă la El personal. E chemarea Domnului Iisus Hristos. Chemarea Domnului Iisus Hristos este o chemare prețioasă. Invitația, chemarea Domnului Iisus Hristos este cea mai extraordinară, slăvit să fie Domnul. Amin. E chemarea la El și chemarea Domnului Iisus Hristos e prietenoasă. Nu te cheamă cu duritate, nu te cheamă așa, ca și cum n-ar avea altceva de făcut, ci o chemare să-ți fie prieten. Spune: veniți la mine. E chemarea Domnului Iisus Hristos. E o chemare caldă, e o chemare binecuvântată, este o chemare prielnică, e o chemare care face bine. Chemarea Domnului Iisus Hristos face numai și numai bine. Iisus Hristos este Cel care ne cheamă. Dar să știți, chemarea Domnului Iisus Hristos este și o chemare periodică. Spune aici: în vremea aceea. Nu tot timpul. Să știi, dragul meu, că există o vreme a chemării când Dumnezeu te cercetează, când Duhul Sfânt se apropie de inima ta. Este o vreme când Dumnezeu te cheamă, pentru că nu întotdeauna ar vrea mulți oameni ca să se pocăiască, însă nu mai simt cercetarea Duhului Sfânt să poată plânge, să-și poată cere iertare, pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu a spus în Vechiul Testament: Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Și chemarea Domnului Iisus Hristos este pentru tine, acum și aici, să vii la El. Cele trei chemări ale Domnului Iisus Hristos pe care eu le-am văzut în pasajul acesta este chemarea salvării: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați,
este chemarea slujirii, luați jugul meu asupra voastră, și este chemarea sfințeniei, învățați de la mine să ne purtăm ca El, pentru că El este sfânt. Și spune apostolul Petru, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și aș vrea să le luăm pe rând aceste trei chemări. Dacă de sărbători oamenii se invită unii la alții și au părtășie și au bucurie, vreau să spun, dragul meu ascultător, femeie, bărbat, tânăr, om în vârstă, Domnul Iisus Hristos are pentru tine. Și Mântuitorul spune aici: veniți la mine toți cei trudiți. Este chemarea la salvare, este chemarea la mântuire. Să fii salvat. Să fii salvat înseamnă să fii eliberat, să fii mântuit, să te întorci la Dumnezeu. Iisus Hristos ne cheamă pentru că El vrea salvarea noastră. El dorește mântuirea noastră. Spune Mântuitorul în Ioan 5:40: nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. El ne cheamă la El ca să fim salvați, să fim mântuiți. A fi mântuit nu înseamnă să fii baptist, penticostal, catolic, pentru că mântuirea nu este într-o religie. Mântuirea este într-o persoană, slăvit să fie Domnul Hristos, pentru că nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu s-a dat oamenilor un alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Noi numele Lui ne adunăm, pe El îl predicăm, Lui ne închinăm, Lui îi dăruim. Iisus Hristos este Cel care ne cheamă la salvare. Mântuitorul spune: am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Iisus ne cheamă la mântuire. Veniți la mine. Pentru cine este adresată această chemare la salvare? Pentru toți cei trudiți și împovărați. Iată că Domnul Iisus Hristos nu-i cheamă decât pe aceia care se simt împovărați și care se simt trudiți. Spune Mântuitorul aici: veniți la mine toți. Toți, toți cei trudiți și împovărați. Și dacă te simți trudit, dacă te simți împovărat, dacă simți în viața ta acea neliniște și păcatul te-a măcinat și poate că vezi în viața ta agitație și tulburare și vezi că n-ai liniște și n-ai pace, chemarea aceasta este pentru tine. E chemarea personală a Domnului Iisus, pentru că El vrea să-ți ia povara, El vrea să-ți ia truda ta, El vrea să îți ia suferințele tale, și în schimbul tuturor acestor lucruri îți dă odihnă. Ce minunat e Domnul Iisus, aleluia, slăvit să fie numele Lui. Și zice: în schimbul poverilor tale, în schimbul lucrurilor care te apasă, Eu îți voi da odihnă. Iată, Iisus Hristos este Acela care ne cheamă. Poate că te simți împovărat, sunt multe lucruri care împovărează sufletul oamenilor, însă nimic nu împovărează mai tare ca păcatul. Păcatul este cea mai grea povară pe sufletul omului. Păcatul este ceea ce te împovărează, ceea ce te macină. E viermele care nu moare, e lucru care nu face altceva decât să rănească. Păcatul este cel ce te împovărează. Dacă ești păcătos și dacă simți păcatul peste tine că te împovărează, poți să vii înaintea Domnului Iisus Hristos cu povara ta, cu păcatele tale, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să ia poverile. E o cântare frumoasă care spune: de ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici? Astăzi e clipa hotărătoare. Trece Iisus pe aici, trece Iisus Hristos să ia poverile păcatelor noastre, să ia apăsarea de pe sufletul nostru, pentru ca sufletul nostru să nu mai fie mâhnit și să nu mai geamă, ci dimpotrivă să se bucure și să primească odihnă. Iisus Hristos a venit să ia poverile oamenilor. A privit spre oameni și spune Sfânta Scriptură: lui Iisus Hristos i s-a făcut milă de ele, căci le vedea rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Iisus vine să ia poverile oamenilor, ia păcatele și remușcările. El este Cel ce vine în dreptul tău și spune: dacă vezi că ai vreo povară, ceva care te apasă în conștiința ta și în inima ta și pe sufletul tău, Eu vreau să-ți aduc eliberare. Nu e minunat Mântuitorul nostru? El este Cel ce te cheamă să te salveze. Iisus Hristos ne cheamă pentru a ne da odihnă. El ne ia povara și ne dă odihnă și spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da odihnă. În lumea aceasta oamenii caută liniștea sufletului. Trăim o vreme în care tot mai multe inimi au sufletul rănit și împovărat. N-au odihnă acasă, n-au odihnă în familie, n-au odihnă între prieteni, poate au odihnă a trupului și se culcă, dar și atunci se trezește de nu știu câte ori pe noapte.
și aleargă să-și găsească un loc de odihnă și merge la munte și merge la mare și își cumpără tot ce își dorește, dar inima lui e în continuare împovărată, pentru că odihna sufletului o dă cel ce a creat sufletul nostru, glorie lui. Iisus Hristos este singurul care poate da odihna sufletului nostru. Și spunea fericit Augustin: Doamne, Tu ne-ai făcut pentru Tine și sufletul nostru nu-și găsește odihna decât în Tine. Zicea psalmistul: o, dacă aș lua aripile zorilor, să găsesc odihnă, unde aș zbura? Dragul meu, tu cauți odihna, dar lumea nu ți-o oferă. Lumea nu ți-o oferă decât povară. Păcatul nu ți-o oferă decât trudă și durere. Singurul care dă odihna este Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Mântuitorul spune aici în versetul 28: Eu personal vă voi da odihnă, șabat, repausul sufletului. Și un credincios care aude chemarea salvării primește odihna sufletului, primește odihna conștiinței și păcatul este iertat și este ispășit și va primi odată și în ziua aceea odihna cea veșnică. Și spune cuvântul Sfânt: ei se vor odihni de toate ostenelile lor. Iată, Iisus ne cheamă să ne ofere, ne cheamă să ne ofere odihna sufletului. Dragul meu, în niciun alt loc nu vei găsi odihna sufletului decât la picioarele Domnului Iisus Hristos. La El găsim odihnă, la El găsim pace. De ce alergi în astă lume lipsit de țintă, fără plan? De ce întrânsa tu zadarnic plăcerea cauți de atâția ani? Aleargă fără de teamă la Iisus care te cheamă. El vrea să-ți dea mântuire și apoi în cer moștenire. Iisus Hristos vrea să-ți aducă odihnă, vrea să aducă pace, să ia probabil toate lucrurile rele și tot ce este spart în viața ta și El vrea să te facă un om nou. Pentru că așa spune cuvântul în 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Iată, cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut noi. Odihna sufletului o găsești la crucea lui Hristos. La El găsești liniște și tocmai Mântuitorul aceasta vrea să-ți deie. Și când ți-a dat liniște și pace, poate să fie furtună, vijelie, prăpăd în jurul tău, că tu ai liniște și pace. Încerca cineva să își prezinte într-un vernisaj prin pictură această imagine a odihnei. Și mai mulți pictori au pictat cum au înțeles ei liniștea și odihna. Și erau multe tablouri expuse. Un tablou prezenta o mare liniștită cu niște păsărele care cântau. Altul a prezentat un peisaj frumos, un codru verde cu păsărele în copaci. Și toate acestea îți confereau o liniște și o odihnă. Dar un tablou mai interesant printre cele expuse era următorul. O mare înfuriată, învolburată, agitată, era o stâncă acolo la margine și în stânca aceea era o crăpătură destul de mare unde a intrat o păsărică și stătea liniștită. Așa și-a imaginat pictorul liniștea. În mijlocul furtunilor, a problemelor, în mijlocul necazurilor, tu să stai pe stâncă. Pentru că Dumnezeu este stânca veacurilor, spune Isaia. Și Mântuitorul ne cheamă la El și spune: veniți la Mine toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă. Dragul meu, dacă vrei odihna sufletului, vino la Domnul Iisus Hristos. Spune Mântuitorul, zice, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Poți găsi odihnă pentru trupul acesta. Te duci la băi, te duci în recreere, oriunde. Dar pentru suflet găsește odihnă la Cel care a creat sufletul, la Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Amin. A doua chemare este în versetul 29, chemarea slujirii. Dacă prima a fost chemarea salvării, a doua chemare este chemarea slujirii. Și Domnul Iisus Hristos spunea: luați jugul meu. Mulți cred că dacă se întorc la Dumnezeu, dacă sunt mântuiți, nu mai au nimic de făcut. Și doar să se odihnească. E foarte greșită învățătura asta. Pentru că Mântuitorul nu se oprește, veți găsi odihnă doar. Și stai și aștepți. Nu, nu. Spune, după ce te-ai întâlnit cu Mine, și spune în Marcu 13, i-a chemat la Sine ca să-i aibă totdeauna cu Sine. El când ne cheamă și spune, vrei odihnă, trebuie să rămâi lângă Mine. Dar a doua chemare este că El ne cheamă să slujim.
și spune, luați jugul meu asupra voastră. Când vorbim despre jug, aceasta înseamnă acțiune, aceasta înseamnă lucrare. Nu pui jugul pe boi ca să stea, ci îi pui eventual la arată, îi pui să ducă trăsura. Întotdeauna jugul îți dă această impresie și îți sugerează ideea de a munci, ideea de a lucra. Și Domnul Iisus Hristos ne cheamă să luăm jugul Lui. Dar jugul Lui nu ne împovărează, jugul Lui nu ne distruge, jugul Lui nu ne obosește, ci jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară. Dar în Sfânta Scriptură găsim cel puțin trei juguri. Jug întotdeauna înseamnă dependență. Când ai pus jugul pe un bou, că de obicei doar boi sunt puși la jug, înseamnă că tu l-ai legat. El nu mai poate să facă ce vrea. Nu mai poate să meargă încotro vrea, pentru că tu îl dirijezi când ai pus jugul, când l-ai înjugat. Sunt trei juguri în lumea aceasta care vor să fie peste noi și să ne direcționeze și să ne conducă. Și primul jug, eu l-am găsit în Scriptură, jugul legii. În Faptele Apostolilor, capitolul 15, cu versetul 10, spune cuvântul sfânt: acum dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Era jugul legii. Legea te înrobește, legea doar arată păcatul, dar niciodată nu rezolvă problema păcatului. Există acest jug al legii. Petru și ceilalți apostoli, după ce au primul consiliul de la Ierusalim împreună cu păstorul Iacov, hotărăsc următorul lucru: nu mai punem jug pe oameni, jugul legii, jugul restricțiilor, nu fă asta, nu fă asta, legea ceremonială, legea tuturor acțiunilor din Vechiul Testament, toate jertfele, tot ce se făcea în Vechiul Testament, ce nu mai punem astfel de juguri, pentru că nici părinții noștri, nici noi n-am putut să purtăm jugul acesta. Dar există un alt jug, frații mei, există și jugul lumii. Și spune Sfânta Scriptură în 2 Corinteni 6 cu 14: nu vă înjugați la un jug nepotrivit. E jugul lumii, pentru că spune ce legătură este între un credincios și un necredincios. Ce legătură este? Nu este nicio legătură. Frații mei, există însă un jug al lumii, care lumea vrea să-l pună pe noi. Lumea întotdeauna ne ia doar ceea ce putem oferi și când nu mai putem dărui nimic, te lasă deoparte. Uitați-vă la toate fotomodelele, priviți-le după 60 de ani, uitați-vă la oamenii mari de afaceri, care nu l-au pe Dumnezeu, cât au fost în frunte, erau căutați, erau apreciați când n-au mai avut, pentru că lumea, jugul lumii, nu vrea decât să ia tot ce-i bun. Și lumea vine peste tot și spune, a, ești tânăr, poți să dai lumii ce anumite lucruri, însă lumea doar ia și te lasă gol și pustiu. Aceasta face lumea, jugul lumii. Și spune cuvântul sfânt în 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 17, despărțiți-vă de lume, ieșiți din mijlocul ei, nu lăsați să vă atingă lumea. Și spune cuvântul Iacov 4, cu 4, cine iubește lumea, iubirea lui Dumnezeu nu rămâne în el. Nu pot fi într-o inimă cele două iubiri, și iubirea lumii și iubirea lui Dumnezeu. Se exclud una pe cealaltă. Când în inima ta iubirea lui Dumnezeu, iubirea față de lume a fost alungată. Când în inima ta iubirea față de lume, este îndepărtată și alungată iubirea lui Dumnezeu. De aceea, noi vrem să n-avem peste noi jugul lumii, ci vrem să avem cel de-al treilea jug pe care îl găsim scris în versetul 29. Jugul Domnului Iisus Hristos e jugul bun, e jugul care ne aduce eliberare, care ne aduce direcție, e jugul care ne aduce binecuvântare. El, Domnul Iisus Hristos, ne oferă jugul, dar întotdeauna la un jug sunt doi boi. N-ai văzut doar un singur bou înjugat, pentru că nu se poate. Și știți cine vine alături de noi la jug, să tragă alături de noi, să fie alături de noi? Este însuși Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. El vine alături și Mântuitorul spunea, iată că eu sunt cu voi, eu vin alături de tine. Când treci prin încercare, când treci prin necazuri, când treci prin bucurii, El e alături de tine. El spune, când am fost flămând, mi-ați dat să mănânc. Când am fost bucuros, v-ați bucurat împreună cu mine. Pentru că Iisus Hristos este Cel ce vine alături de noi. Și noi cântăm acea frumoasă cântare, Doamne, Tu în necazuri lângă noi rămâi.
Chinurile noastre Tu le înduri întâi, ele mai înainte trec prin mâna Ta și nu îngădui numai cât putem purta. Jugul Domnului Iisus este bun. Zice Ieremia în plângeri, în capitolul 3 cu versetul 27, bine este să porți un jug în tinerețea ta, când ești tânăr. De ce oare? Pentru că pune un la jug un tăuraș în vârstă, în ghilimele zis. Domnul Iisus Hristos spune, eu vin alături de tine, ce jugul meu. Asta este imagine a te pune alături de Domnul Iisus Hristos. Spune, bine este un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui. De ce oare? Pune un animal în vârstă să-l înveți să tragă la jug. Nu mai poți. Greu, foarte greu reușești să-l duci undeva. De aceea e bine de tânăr să fii în jugul Domnului Iisus Hristos. Să spui, din tinerețe m-ai găsit, Mântuitorul meu. Vreau din tinerețe să fiu cu tine. Altfel, pune lumea jugul pe tine și lumea nu va lua decât ce ai bun în tine, ce ai frumos în viața ta, și pe urmă te vei uita în viața ta și nu vei vedea decât gol și vreascuri uscate și vei vedea neîmplinire și te vei vedea singur, pentru că lumea, când a pus jugul pe tine, nu ia decât ce ai bun, și când nu mai poți să oferi, te lasă deoparte. Și atunci Iisus are o lucrare cu tine. Chiar și atunci, slavă Lui. El ia lucrurile, deci a ales lucrurile disprețuite și lucrurile slabe și poate multe vieți ruinate și prăbușite. Le ia Iisus Hristos pentru că El face lucruri noi. Acesta e Mântuitorul nostru. Și spunea Domnul Iisus Hristos, cei mai răi, cei mai păcătoși, merg înaintea celor care se cred neprihăniți, pentru că Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar El vrea să pună în viața ta o sarcină, un jug, să lucrezi pentru El. E chemarea slujirii. Dragul meu, dacă nu slujești pe Dumnezeu, pe cineva tot îl slujești. Pentru că cine nu este cu Dumnezeu este împotriva Lui. Mântuitorul a spus, cine nu este cu mine este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine risipește. De aceea, frații mei, chemarea Mântuitorului este chemarea la slujire. El ne salvează, dar ne cheamă să slujim. Am citit undeva despre 10 sclavi. Erau într-una din piețele romane din Roma și erau 10 sclavi legați cu lanțuri și nu așteptau decât să fie vânduți. Un cumpărător de sclavi a mers, s-a uitat la toți 10, a întrebat pe proprietar cât costă, a negociat și i-a dat banii. Și îți dăm cheia de la lanțurile sclavilor. E dată ce ai grijă că sunt periculoși. Vezi cum îi duci acasă. Dar sunt buni, muncesc, uite, au dantura bună, sunt sănătoși. A luat cheia, desfăcut lanțurile de la primul sclav și le-a pus pe umăr. Aveți grijă că îi scăpați. Ce sunt ai mei, am plătit prețul, acum sunt ai mei, eu fac ce vreau cu ei. Al doilea a pus lanțurile, al treilea, al patrulea, la tot 10. A luat lanțurile lor pe umăr, lanțurile de la picioare și de la mâini, s-a uitat la ei și le-a spus, sunteți liberi. Am plătit prețul și eu doar iau lanțurile acestea. Și voi aveți libertatea să faceți ce doriți. Și a plecat, a pornit pe una din ulițele prăfuite din acel târg de sclavi și după ce a făcut câțiva pași, se uită în spate și vede pe cei 10 sclavi, unul după altul, în spatele lui. Și spune, oameni buni, eu v-am plătit prețul, v-am eliberat și sunteți liberi. Nu mai sunteți sclavii mei și sclavii nimănui. Și unul dintre cei 10 sclavi spune, stăpâne, până acum toți stăpânii au știut să ne biciuiască și să ne pună să muncim și să muncim și să muncim. Niciunui stăpân nu i-a păsat de noi, de viața noastră, de suferințele noastre. Tu ești un alt fel de stăpân și noi vrem să fim sclavii tăi, dar să fim liberi, pentru că nouă un astfel de stăpân ne trebuie. Dragii mei, Iisus Hristos a venit să ne elibereze și a luat lanțurile, toate lanțurile care ne-ar fi legat în lumea aceasta. Și oare noi n-ar fi cazul să spunem, vrem să te urmăm pe tine? Tu ești un stăpân bun, tu nu ne lovești, tu nu pleci niciodată de la mine și niciodată singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține din cei din tâi la cel din urmă paș. Tu nu mă alungi, Iisuse, ca pe o zdreanță. Este Iisus căruia îi place de noi și pasă de noi și El ne cheamă și spune, vreau să vii la mine, vreau să te salvez.
dar vreau să iei și jugul meu și sarcina mea, să vii pe urmele mele. Și mai este ceva, vreau să te chem să înveți de la mine și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Învățați de la mine, este chemarea Sfințeniei, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, să dorim a trăi o viață asemenea Lui și fiecare celula noastră să fie sub amprenta Duhului Sfânt și să dorim o viață curată. Și spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Este Iisus care spune, veniți după mine, învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima. În Evrei 12 cu 14 spune apostolul Pavel, urmăriți pacea și sfințirea cu toții, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4 cu 3, spune apostolul Pavel bisericii din Tesalonic, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. În 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 9, apostolul Pavel scria bisericii din Corint următoarele cuvinte, spune apostolul Pavel, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvari, nici închinătorii la idoli, nici preacurvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați și unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Iată, spune, și voi ați fost în lume și voi ați trăit în aceste păcate, dar ați auzit chemarea de a fi salvați, de a fi eliberați. Ați venit să slujiți și voi vreți să-L urmați în curăție pe Domnul, să fiți sfinții Lui. Iată, frații mei, în 1 Petru 1 cu 2 spune apostolul credincioșilor care erau împrăștiați, apostolul zice, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Iată, Hristos ne cheamă la El, însă El ne dă Duhul Sfânt și sfințirea nu o fabricăm noi, nu o putem noi produce, ci dacă lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu în ființele noastre, va lucra sfințire, va lucra o viață curată și vom fi tot mai asemenea chipului Fiului Său și vom fi schimbați din slavă în slavă prin Duhul Dumnezeului nostru. Iată, este chemarea plină de dragoste a lui Hristos. Frate și soră, ai făcut un legământ cu Domnul. L-ai mărturisit în apa botezului lui că îl vei urma toată viața. Oare ție cum îți place să trăiești? Dacă păsării îi place în aer să zboare, dacă peștelui îi place în apă să înnoate, dragul meu, creștinului adevărat îi place să trăiască în sfințenie, îi place să slujească, îi place să meargă pe urmele Domnului Iisus. Acum n-auzi tu oare chemarea plină de dragoste a Domnului Iisus? El vrea să-ți salveze viața, El vrea să-ți ierte păcatele, El vrea să-ți schimbe drumul tău, El vrea să-ți ia poverile tale și în schimbul păcatelor și a poverilor și a durerilor tale, El îți dă odihnă. Știi tu ce port în pieptul meu? Pace, fericire. Mi-e șters păcatul meu cel greu, pace, fericire. Izvor de pace e Domnul, pace, fericire. Tot mai sus îmi iau zborul către Domnul meu. Nu doresc altceva decât să spună, Doamne, vreau să Te urmez pe Tine. Vreau să trăiesc o viață sfântă. Vreau să trăiesc o viață în care să Te slujesc, să Te laud și în ziua aceea să aud binecuvântatele cuvinte, vino, rob bun și credincios. Dragul meu, ai auzit chemarea lui Iisus? Poate încă ai păcate în viața ta. Poate încă sunt fără de lege în inima ta. Iisus vrea să le ierte. Vrea să te salveze. Vrea să te mântuiască. Doamne, Te rog, cercetează-ne Tu în continuare. Vezi dacă suntem pe o cale rea și du-ne pe calea veșniciei și ajută-ne să Te slujim pe Tine cu bucurie. Tu ești stăpânul nostru. Ai luat toate lanțurile păcatului și ale robiei, le-ai luat asupra Ta pe cruce pentru ca noi să fim salvați, să fim liberi. De aceea primește slujirea noastră, primește închinarea noastră și ajută-ne ca să trăim o viață sfântă în lumea aceasta murdară, în lumea aceasta pătată, să strălucim ca luminile și să fim sarea pământului. Și aceia, Doamne, care încă nu sunt mântuiți și care încă n-au avut o întâlnire personală cu Tine, Doamne, ai venit în fața lor
și ai venit ca să le aduci iertare, ai venit să le aduci salvare. Te rog, Duhul Sfânt, deschide-le inima, deschide-le viața, să te primească pe tine în viața lor și tu să ne conduci pe toți până în ziua veșniciei. Amin. L-ați audiat pe pastorul Laurențiu Timiș cu mesajul intitulat Trei chemări. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.